Peste 70% dintre elevi ar vrea ca tezele să fie eliminate, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Național al Elevilor. În opinia școlarilor chestionați, tezele ar trebui să fie înlocuite cu mijloace de evaluare sumativă axate pe feedback. Elevii susțin că această formă de evaluare ar reprezenta cu adevărat o oportunitate pentru ca ei să-și analizeze progresul și să stabilească alături de profesori pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a-și acoperi lacunele din învățare. În plus, elevii ar fi de acord cu introducerea unor evaluări unitare cu subiect unic la nivel național la început și sfârșitul anului școlar, în vederea analizării evoluției pe care aceștia o au pe parcursul anului. La sondajul realizat de Consiliul Național al Elevilor au participat până în prezent peste 10.000 de elevi din toată țara.